5 sfaturi utile dacă ai nunta la anul sau peste 2 ani sau dacă urmează să fii mire sau mireasă. Bună, dragilor! Azi este sâmbătă, este într-adevăr zi de eveniment. Știți că am avut nunta vara asta și probabil că ați văzut vlogurile de la nunta mea și imagini. O să vă lăsăm și aici câteva imagini cu ce distracție a fost. Așa că distracția și nebunia de la nunta noastră o puteți vedea în episodul 5 din Gia Vlog. Într-adevăr, ringul a fost foarte plin, non-stop, și asta pentru că am aplicat 5 tips and tricks pe care vreau să le împărtășesc cu voi. Într-adevăr, eu am fost mega norocoasă că am știut exact cum să procedez, pentru că am fost la foarte multe nunți până a fost nunta mea. Și atunci am adunat cumva 5 sfaturi utile pe care o să le știți și voi, în special voi cei care sunteți viitori miri. Și acum, tobele, vă rog! Top 5 sfaturi utile dacă ai nunta la anul sau peste 2 ani sau dacă urmează să fii mire sau mireasă. Numărul 5. Dacă tematica nunții îți permite, sugerează invitaților un dress code relaxat. Pentru că cu cât omul vine mai relaxat la eveniment, cu o rochie cât mai comodă, eventual fără tocuri poate, sau poate că nu trebuie să-și facă un coc din ăla foarte mare, cu atât e mai flexibil, se poate mișca mai mult. Cu cât omul vine mai relaxat, cu atât vei avea mai mult dans. Dar ăsta este doar 5-ul. Și acum, tobele, numărul 4. Sugerează invitaților faptul că tu îți dorești dans. Da, exact. Nu e nicio rușine. Sugerează, spune-le. Și aici pot fi mai multe metode. Fie scrii pe invitație, undeva la final acolo scrii PS, abia așteptăm să vă vedem pe ringul de dans. Sau PS, nu uitați să ții pantofi de schimb, vrem să dansați. Găsiți voi o metodă. Dacă nu vreți pe invitații, atunci puteți scrie pe ceva care să fie pe masă, ori pe plic, ori puteți să faceți niște cartonașe drăguțe. Eu, de exemplu, la nunta noastră am avut niște cartonașe pe care scria: dacă citești asta, înseamnă că nu ești pe ringul de dans. Simplu, le-am sugerat cumva treaba asta. Sau chiar puteți să vorbiți, noi am făcut asta, să vorbiți cu grupul vostru de prieteni, cercul apropiat, și să le spuneți: băi, ar fi tare, noi ne-am dorit foarte mult ca după ce se termină cu dansul mirilor și dansul nașilor, să intrați toți deodată pe ring. Și începe petrecerea. De ce zic asta? Pentru că dacă ei vor fi acolo și voi veți fi acolo, se mai adună lume și atunci o să fie distracție, o să vedeți. Numărul 3. Deja intrăm în top 3, deci lucrurile devin mai serioase. Încercați să vorbiți cu cei de la locație. Să faceți cumva ca ringul de dans să fie foarte puțin iluminat sau chiar deloc. Să fie cât mai întuneric pe ringul de dans. Pentru că așa, cu tot cu luminile pe care le aveți de la band sau de la locație, veți crea cumva o atmosferă de club și oamenii se simt mult mai bine dacă nu e lumina asta mare pe tine când dansezi. Clar, te simți mult mai bine atunci când e mai cozy, mai întunecat, mai de club, efectiv. Numărul 2. Locul 2 aici, într-adevăr, este clar pentru muzică. Trebuie să vă alegeți foarte bine bandul și asta nu e vreo reclamă la noi la Gia Band, asta chiar vă spun din suflet pentru voi. Alegeți-vă bandul sau formația nu doar în funcție de gusturile voastre muzicale, ci și în funcție de gusturile muzicale al cercului apropiat, să zicem. Nu mă refer acum, Doamne ferește, să faceți un sondaj cu ce ascultă mătușa bunicii câinelui meu. Nu. Dar voi și cercul vostru apropiat să aveți cumva o idee cam pe ce vă distrați, e foarte important. Și doi, cereți să mergeți să cunoașteți trupa. E dreptul vostru. Înainte să semnați, mergeți și cunoașteți trupa, fie la o repetiție de-a lor, fie la un alt eveniment.
Pentru că atunci intervine ceva mult mai important decât vocile sau ce muzică cântă sau și energia și chimia dintre voi miri și soliști sau managerul trupei. Pentru că treaba asta e foarte importantă, cu cât ai chimie mai mare cu cei care vor cânta la evenimentul tău, cu atât ei vor fi mai implicați și cu cât ei sunt mai implicați și își dau energia acolo pe ring, cu atât oamenii veți vedea că se vor distra mai tare. Și acum, locul 1 la Tips and Tricks, atenție, locul 1 sunteți voi. Voi mirii. Dacă voi veți avea o super energie, veți fi relaxați și veți fi, atenție, prezenți pe ringul de dans, va fi toată lumea acolo. Vin și cu explicația. Dacă sunteți voi doi, vor fi și nașii. Probabil că vor fi și părinții. Și, bineînțeles, prietenii voștri care sigur or să fie acolo, măcar o parte din ei. Poate unii sunt la bar, unii sunt la țigară, dar dacă voi doi mirii sunteți pe ringul de dans, clar vor fi și prietenii, vor fi și nașii, vor fi și părinții. Și din momentul ăla deja ringul pare plin. În momentul în care ringul pare plin și persoanele care sunt mai timide poate sau nu vă cunosc atât de bine, se vor ridica la dans, pentru că nu te poți ridica la dans dacă unu, ești timid și doi, pe ring sunt doar două persoane, să zicem. Dar dacă voi sunteți pe ring și ați adunat deja niște oameni, vor fi toți pe ring. Dacă poate vă e greu să rețineți toate cele 5 tips and tricks, măcar rețineți-l pe ultimul, și anume locul 1. Voi sunteți cei mai importanți. Dacă voi sunteți prezenți pe ring și cu energie și cu chef de distracție, toată lumea va fi pe ring cu energie și cu chef de distracție. Vă doresc nunți minunate, extraordinare și niște amintiri inegalabile.